Bună ziua, stimați amatori ai sportului! Sunt Nadejda Ștefan și astăzi vă prezint știrile USF TV. Ediția de astăzi o începem cu conferința științifică studențească cu participare internațională, în cadrul căruia au participat 50 de studenți din Republica Moldova, România și Rusia. În cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport s-a desfășurat conferința științifică studențească cu participare internațională sub genericul Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice, ediția 25-a. Lucrările conferinței au fost prezidate de prorectorul pentru activitatea științifică, doamna Budevici Puiu Liliana, doctor în științe pedagogice, profesor universitar. La deschiderea solemnă a luat cuvânt prim prorectorul USEFS, Dorgan Viorel, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, care a transmis participanților un mesaj de felicitare pentru importanța organizării acestui eveniment științific în formarea tânărului specialist. Învățământul superior, de fapt, nu este de conceput fără cercetare. Și asta nu-i doar etapa contemporană pe care o trecem noi acum, dar de totdeauna învățământul superior a fost însoțit, a fost o simbioză între studii și cercetare. Cercetarea, de fapt, sau cei care fac cercetare, sunt întotdeauna în avangarda societății. Adică ceea ce faceți voi azi nu reprezintă prezentul, ci viitorul deja acestui domeniu. Și un cercetător adevărat nu este doar un meseriaș sau un bun specialist care poate foarte iscusit alege sau selecta metodele și mijloacele de cercetare, ci este cel care găsește problema acolo unde ceilalți nu văd. Și atunci, iată, în acest sens, eu vreau să vă urez succes și să aveți discuții cât mai interesante și dezbateri cât mai aprige. Conferința a fost moderată de șeful Centrului de Cercetări Științifice, domnul Leșcu Artur, doctor în istorie. Participanții la lucrările cele de a 25-a ediție a conferinței s-au întrunit pentru discuții și dezbateri științifice axate pe aspecte filozofice, socioeconomice, juridice și manageriale ale culturii fizice, educația fizică în sistemul de învățământ, pregătirea profesională a cadrelor, tehnologii inovaționale și bazele științifico-metodice ale sistemului contemporan de pregătire a sportivilor, medicină sportivă, kinetoterapie și cultură fizică recreativă. Formatul conferinței a fost unul mixt, online și offline, în cadrul căruia au participat 50 de studenți din Republica Moldova, România și Rusia. Masteranda Anastasia Suru de la Catedra Gimnastică, în comunicarea sa, a vorbit despre rolul fitness-ului în formarea unui stil sănătos de viață al educatorilor de grădiniță, conducător științific Olga Fimiciuc, doctor habilitat conferențiar universitar. Ca urmare a studierii literaturii de specialitate, putem specialitate despre problemele unui stil de viață sănătos, remarcăm că orele de fitness organizate intenționat pot afecta procesul de formare a acesteia în rândul educatorilor în condiții socioeconomice actuale ale dezvoltării societății. Pentru a determina rolul fitness-ului în viața omului modern și influența antrenamentul de fitness asupra formării unui stil de viață sănătos în rândul contingentului feminin implicat, a fost elaborat un chestionar cu ajutorul căruia a fost realizat un sondaj sociologic condus. Au fost identificați factori care contribuie la formarea unui stil de viață sănătos și al unui educator de grădiniță modern în sistemul orelor de fitness, care determină nevoile de respect, de sine, autodezvoltare și autoafirmare. Dintre cele mai elocvente comunicări a fost al studentului Verdeș Vasile, anul 2, grupa 201, antrenament sportiv cu tema analiza planificării programelor anuale ale antrenorilor școlii sportive specializate de polo pe apă, numărul 4, orașul Chișinău, categorie de vârstă 13-14 ani, la secția natație. Analizăm planificarea programelor anuale de antrenament ale antrenorilor școlii specializate de polo pe apă, numărul 4, Gheorghe Osipov, din municipiul Chișinău, la categorie de vârstă 13-14 ani, pot să menționez 1. Planificarea anuală necesită împărțirea anului de antrenament în două macrocicle, cu o structură de 5 mezocicle și microcicle în care au fost pus accentul pe anumite caracteristici ale poloiștilor. 2. În cele două macrocicluri de antrenamente sunt planificate și folosite diferite metode de pregătire, cum sunt antrenamentele de dezvoltare a componentelor aerobie și anaerobie, antrenamentele de tehnică și tactică a jocului, a rezistenței generale și specifice, a îmbunătățirii forței în apă,
a mobilității, a rezistenței și a vitezii. 3. Perioada finală a macrociclurilor a fost o durată de îngustare, o perioadă cu un volum și o intensitate mai redusă pentru restabilirea poluiștilor înainte de competițiile de bază, acestea având o durată de 2-3 săptămâni, cu o valoare foarte importantă și complexă în planul antrenorial. Astfel, antrenorii corect planifică creșterea sistematică de la un ciclu la altul. Calitatea și reușita acestui eveniment științific studențesc au fost reflectate prin discuțiile și apreciere din partea colegilor din instituția noastră și ai celor de peste hotare. Desfășurarea unor astfel de evenimente este oportună și vin să completeze formarea profesională a viitorului specialist în domeniu. A 25-a conferință științifică internațională studențească de totalizare a activității de cercetare științifică s-a finalizat cu tradiționala înmânare a diplomelor de participare. Gimnastele Universității de Stat de Educație Fizică și Sport au demonstrat forță la Grația Primăverii 2022. Campionatul Open al USEF s-a ajuns la 6-a ediție. Sala specializată a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a găzduit campionatul Open al USEFS la gimnastica ritmică Grația Primăverii 2022. Cuvânt de salut către participanți a avut prorectorul pentru dezvoltarea academică și calitatea studiilor, domnul Victor Buftea, doctor habilitat, profesor universitar, și doamna Carolina Moga, conferențiar universitar, doctor, șeful catedrei de gimnastică, precum și președintele Federației de Gimnastică Ritmică, doamna Victoria Federiuc, și arbitru principal al turneului, doamna Olga Crăjdan, doctor conferențiar universitar. A devenit o tradiție pentru a organiza astfel de competiții în fiecare primăvară în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. Deci, ca organizator principal este Catedra de Gimnastică și la acest turneu sunt invitați sportivi din mai multe cluburi sportive, federații și din alte țări. Deci e parte un caracter deschis sau open astfel de turneu. Rămânem cu speranța că prin intermediul asemenea competiții se va promova disciplina gimnastică ritmică și aceasta va fi un examen în plus la constituirea loturilor sau lotului național al Republicii Moldova la această probă de sport. La turneu au participat gimnaste din 10 școli și cluburi sportive, USEFS, Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, Școala Sportivă Speranța, precum și cluburi sportive din Odessa și Kiev, Ucraina. În cadrul concursului au fost admise 140 de participante cu vârsta cuprinse între 5 și 23 ani. Cele mai multe medalii au fost câștigate de gimnastele Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, una din campioane fiind Sabina Rusu. A fost o competiție grea, dar concurentele puternice, eu m-am pregătit destul de mult și mulțumesc mult antrenoarei Olga Crăjdan. Organizatorii acestui frumos eveniment au adus mulțumiri antrenorilor, arbitrilor și gimnastelor pentru dedicație. Turneul nostru este tradițional, organizat la fiecare sosire a primăverii, este o sărbătoare grație, o sărbătoare eleganță, sărbătoare gimnasticii, care se numește Grația Primăverii. Noi promovăm sportul pentru tineret, promovăm modul sănătos de viață și străduim mereu ca copiii și antrenori să rămâi bucuroși de această sărbătoare sportivă. Pentru noi contează foarte mult, deoarece organizăm campionatul a universității, unde au posibilitatea să participe și studenții universității noastre, nu numai copii care sunt elevi, dar și studenți. Promovăm modul sănătos de viață în rândul studenților. Participanții la turneu au fost decorați cu diplome, medalii și cadouri. Campionatul Open al USEFS la gimnastica ritmică Grația Primăverii 2022, anul acesta a ajuns la 6-a ediție. Decanatul Facultății Pedagogie a felicitat studentele Irina Rângaci și Mariana Drăguțan cu evoluția bună la campionatul european de seniori. Luptătoarele au câștigat 2 medalii.
Decanatul Facultății Pedagogie a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a felicitat studentele Irina Rângaci și Mariana Drăguțan cu evoluția bună la Campionatul European de Seniori. Luptătoarele, studente la Facultatea Pedagogie, au câștigat 2 medalii. Irina Rângaci a obținut medalia de aur, iar Mariana Drăguțan medalia de bronz. Decanul Facultății Pedagogie, Mihai Onoi, doctor conferențiar universitar, a felicitat luptătoarele, urându-le mult succes în continuare. Mulțumim, Osef! Să mulțumim Facultatea de Pedagogie pentru susținere și sprijinul acordat. Ne este foarte plăcut și ne ajută foarte mult pentru următoarele competiții pe care le vom avea. Sportivele sunt antrenate de absolventul USEFS Andrei Chiperi. Echipa Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a obținut titlul de campioană națională la basket masculin. Competiția s-a desfășurat în premieră într-un nou format, 3-3. Echipa Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a obținut titlul de campioană națională universitară la basket masculin. Competiția în premieră s-a desfășurat într-un format 3-3. Basketul 3-3 a devenit disciplină olimpică și a fost inclus în programul de la Tokyo 2020. Echipa USEFS și-a adjudecat titlul învingând în toate 5 meciuri disputate. La turneu au participat echipe de la 6 instituții de învățământ superior din țară. Campioana a evaluat în următoarea componență: Adrian Răilean, Victor Legoșin, Nicolae Grubei și Stanislav Cocore. Campionatul a fost foarte ușor, noi am câștigat foarte ușor, am jucat bine în echipă și cu echipierii au fost cu nivel mai slab pentru noi. Echipa USEFS este antrenată de către Alexandru Șestopal, asistent universitar la Catedra Teorie și Metodica Jocurilor, maestru al sportului al URSS, antrenor emerit al Republicii Moldova la basket. Соревнование 3-3 это впервые проводится у нас в Молдове. Вот, и поэтому наши ребята подошли очень серьезно к этим играм. Вот, конечно, уровень одинаковый. Нашим ребятам было немножко тяжело, но они справились. Я очень рад за них. В нашей команде собрались одни из лучших игроков нашего молдавского баскетбола, которые являются нашими студентами. И я думаю, что победа заслуженная. USEFS adresează sincere felicitări sportivilor și antrenorilor, urându-le mult succes în continuare. În programul Campionatului Național Universitar figurează concursuri la 20 de discipline sportive. Competiția se desfășoară sub egida Federației Moldovenești a Sportului Studențesc și a Veteranilor Sportului, condusă de domnul Veceslav Manolache, doctor habilitat, profesor universitar. Stimați amatori ai sportului, acestea au fost știrile USEFS TV cu Nadejda Ștefan. Mai multe informații le găsiți pe pagina oficială USEFS.md, precum Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Telegram, Adnaclasnic, YouTube. Pe curând!